Teatrul Metropolis se prăbușește. George Ivașcu, directorul fondator al teatrului, și-a anunțat demisia într-o conferință organizată astăzi. Asta după ce Primăria Capitalei nu a alocat teatrului bugetul necesar pentru anul acesta. Comisia de evaluare a PMB i-a recomandat să-și continue mandatul de manager, însă Ivașcu a acuzat Primăria de evaluare discriminatorie. El mai spune că este imposibilă continuarea activității din lipsă de fonduri. Lipsa bugetului, subfinanțarea. Asta mă deranjează și de-aia am și spus, poate vine un alt manager care poate va reuși să facă acea minune de Harry Potter ca să poată să plătească artiști. George Ivașcu și alți actori au acuzat-o pe Liliana Fedorca, directoarea Direcției de Cultură din PMB, că a orchestrat o execuție publică. Teatrul Metropolis este unul dintre singurele din București care își pune la dispoziție spațiile pentru studenții de la UNEATC. Invit pe cei care au decis anumite lucruri în ceea ce privește activitatea Teatrului Metropolis să vină. Pentru că de acolo, din birourile alea mari ale lor, din scaunele și fotoriile alea probabil confortabile, e foarte ușor de judecat. Dar inclusiv doamna Fedorca, inclusiv altcineva din comisia de evaluare, aș vrea cumva să vină la teatru și să nu mai dea tot din gură doar de acolo, din birou, fără să își și implice propria prezență în timpul unui spectacol. Foștii studenți al lui George Ivașcu sunt șocați de decizia acestuia de a părăsi teatrul pe care el l-a fondat în urmă cu 15 ani. Mie nici nu vine să cred că spun că domnul George Ivașcu și-a dat demisia de la Teatrul Metropolis, teatrul pe care dânsul a creat și în care e tot sufletul lui. Sper că odată cu demisia lui, multă lume să-și ridice multe semne de întrebare. Teatrul Metropolis a fost întotdeauna o instituție de cultură de calitate, în primul rând. Este un teatru de proiect unde actorii nu sunt angajați și este un teatru care a scos niște producții extraordinare. La conferința de la Teatrul Metropolis era așteptat și primarul Nicu Șordan, însă nu și-a făcut apariția.